Bună seara, bună seara. Este zi de miercuri, ora 18, 12 august 2012, ziua tineretului, dacă nu mă înșel astăzi. Da. Invitata mea de astăzi este doamna Găvina Janță, președinta Alternativa Dreaptă filiala Argeș, care îi spun bună seara. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Bună seara tuturor. Cu ce să începem, doamna Janț? Nu, oftați de la începutul meu pe aparete. Cu ce să începem? Păi pentru să că începem suntem, ca suntem, zi... la, suntem la aproape un an de la alegerile locale, la peste 6 luni de zile de la alegerile generale. Cum simțiți dumneavoastră acum clasa politică? Haideți să vă întreb eu și dumneavoastră să răspundeți și eventual după aceea, dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă răspund eu. Da, facem așa un dialog pe placul telespectatorilor dumneavoastră. Păi știți dumneavoastră, în campanie am avut așa oportunitatea să mă primiți în emisiuni, pentru că dumneavoastră sunteți așa imparțial, nu vă situați de partea niciunei culori politice, sau așa cum le place lor să zică, nici pe stânga, nici pe dreapta. Lucrurile sunt în același punct. N-au evoluat deloc, aproape au involuat. O evoluție, așa să zic eu, totuși au, dar numai pe partea de beneficii a lor, a celor care ocupă funcții publice și a funcționarilor care îi au în subordine. Cum au mărit salarii, da? Au mărit zilele de vacanță, de concediu. În schimb, pentru cetățeni, dacă dumneavoastră, vă rog să mă corectați, dacă ați văzut că au făcut lucruri benefice și favorabile și cetățenilor, eu sincer să fiu, n-am văzut. Eu văd aceleași lucruri stagnate. Din punctul meu de vedere, eu văd decât un circ politic, am peste tot, în toate consiliile locale, mai ales în cele în care avem deja la putere o coaliție PNL-USR+, ca și la Pitești. Dar, nu știu, acum eu am văzut clar că o anumită parte a celor de la PNL Pitești deja nu prea mai sunt la putere, ci au trecut de cealaltă parte după cum votează. Și au văzut clar și piteștenii. Și sunt fer convins că aceste derapaje vor fi sancționate în 2024. Dați-mi voie, domnul Paparete, să fiu pesimistă. Eu acum știți că eu eram optimistă, trec de partea dumneavoastră, sunt pesimistă, nu mai am nicio speranță că se vor îndrepta lucrurile, decât dacă cei 70% dintre cetățenii cu drept de vot, care au penalizat clasa politică și nu au ieșit la vot, vor reacționa. Deci numai așa se vor putea îndrepta lucrurile. Doamna Janță, stați de vorbă cu un activist civic. Da? Păi, dați-mi voie să vă contrazic. Această parte a societății civile, care nu au binevoit să meargă la vot, da? Să-și exprime un drept, până la urmă câștigat prin moartea unor români în decembrie 1989, ei niciodată nu vor ieși. Și vă spun... uitați, nu curând, dar vor ieși la un moment dat. Acum 2 zile am fost la București, da? 3 ani de la 10 august 2018. Știți foarte bine ce s-a întâmplat. Exact. Nu s-a făcut cu acel dosar, da? Am reușit până la urmă și am intrat la procurorul general. Într-adevăr, doamna procuror general era în concediu și ne-a primit primul procurorul general adjunct, Bogdan Licu. Am stat aproximativ 45 de minute la discuții cu dumnealui. Am discutat inclusiv despre dosarul de la Topoloveni, în care ați fost dumneavoastră, da? Așa. Am discutat multe. Problema e de așa natură încât, vedeți, cei de la putere spun că acest dosar se va rezolva într-un timp foarte scurt, adică să ajungă până la urmă pe masa unui judecător, că asta ne dorim noi. Dar, vedeți, dezamăgirea mea a fost alta. Nu
la discuțiile pe care am avut cu prima procuror ajunct al României, ci faptul că n-am făcut decât vreo 100 de inci, da? 100 de persoane. Adică nu după poți. Și asta domnul Paparete vrea... Și vrea să vă spuneți că aceștia vor sancționa pe politicieni. Când? Nu știu, dar într-un timp anume, nu imediat. Eu zic că, știți, nu știu ce ar trebui să mai trăiască oamenii, domnul Paparete, adică ce drepturi și libertăți să mai fie încălcate, da? De 2 ani de zile, uitați-vă, sunt 2 ani de zile, ne tot încalcă drepturile și libertățile fundamentale prevăzute în Constituția țării. La ce faceți referire când spuneți asta? Păi uitați-vă cum vor să împartă, de exemplu, societatea în vaccinați, nevaccinați. Adică eu nu sunt împotriva vaccinului, domnul Paparete. Dar trebuie să avem liberul arbitru. Fiecare să decide pentru el. Păi oricum, fiecare decide dacă vrea să se vaccineze sau nu. Păi nu așa. Păi uitați cum se întâmplă. Dacă nu ești vaccinat, nu te duci la... Uite, chiar acum primăria are un anunț că o să fie un mare show, da? Și nu au voie în piață, deci în aer liber, fără mască și nevaccinați. Despre ce vorbim, domnul Paparete? Legislația europeană a impus acest lucru, să știți. Pentru mine este un paradox. Deci eu merg ca jurnalist acreditat la meciurile de fotbal, da? Acum, de când a început noul sezon 2021-2022, până la 35, 40, chiar 50% din numărul total de locuri de pe stadionul respectiv poate fi ocupat de către suporteri. Da? Bun. Care e vaccinat, e vaccinat, care nu, trebuie să facă acel test. Da, mi se pare o nebunie, da? Nu poți să impui asemenea restricții. Păi altfel nu intri, pentru că... Dar de ce? Că astea sunt niște drepturi încărcate. Nu se poate. Domnul Paparete, nu au fost în stare să facă anunțurile așa cum trebuia. Că până acum poate toată populația era vaccinată. Ce ați făcut dumneavoastră? Haideți, puneți-vă în locul premierului, da, sau al ministrului. Aș fi făcut anunțurile de așa natură, domnul Paparete, încât să conving. Adică numai pe temă medicală. Aș fi lăsat specialiștii să vorbească. La noi au vorbit oamenii politici. Fiecare din punctul lui de vedere. Păi, Raed Arafat nu cred că este om politic. Raed Arafat... Colonelul Gheorghiță nu cred. Mai prostie a spus. Colonelul Vă rog să mă scuzați, că știți cu toții ce a spus. Un om politic, da? Colonelul Gheorghiță, nu știu cum o fi ajuns el, că nu e colonel, e sau general, la vârsta asta și numai aberații a spus. Deci, nu știu ce a fost în capul lor. Eu zic, mă închiram așa și ziceam, Doamne, cum gândesc oamenii ăștia? Uitați-vă că a fost an pandemic. Câte împrumuturi s-au făcut, domnul Paparete, că economia a stagnat. Da? Câte firme, sute de mii de firme au intrat în faliment. Dar totuși cheltuieli s-au făcut de zeci de miliarde. Eu mă gândesc numai la izoletele acelea care au costat sute de milioane de euro. Și a fost așa un foc de paie, da, și gata, au dispărut din peisaj. Aici vă dau dreptate, doar că și celelalte țări din toată lumea... Dar nu facem comparație, că noi suntem sărași, domnul Paparete. Și țări, și bulgarii care sunt mai sărași decât noi au cumpărat poate la același preț. Știți, eu sunt că fiind din sectorul privat ca și dumneavoastră și sunt pentru eficientizarea acțiunilor, pentru responsabilitate. Dom'le, cheltuie banii cu responsabilitate. Cheamă specialiștii, fă un comitet de urgență cu specialiști, nu-mi lăsa să spună numai aberații. Dar în fine. Cu alte cuvinte, dacă dumneavoastră ați fi obținut o funcție publică, să zicem prin absolut așa, că ați fi intrat alternativa dreaptă în Parlamentul României și poate că ați fi mers la guvernare, ce ați fi făcut dumneavoastră? Am fi încercat să convingem domnul Paparete cu argumente și cu măsuri lămuritoare pentru oameni. Niciodată n-aș fi spus, domnule, vaccinează-te că trebuie să duci să-ți vezi părinții, că altfel nu ți-i vezi. Ce ați făcut fără penalii în funcții publice? Păi, fără penalii în funcții publice, dacă se descoperea cum s-a descoperit acum unul în funcție publică, până la al șaptelea neam nu mai intra într-o funcție publică. Ce ați făcut cu Sijul? Ce ați făcut cu alegerea primarului în două tururi? Domnul Paparete, știți, la noi totul așa, toată legislația este o varză. Și tot se vaită, uitați că aș fi făcut altfel, aș fi îndreptat lucrurile. Eu cel puțin ca și politician. Ați pus în funcțiile publice alte persoane în afara celor de la dumneavoastră din partid?
La noi în partid, domnul Paparete, uitați, nu am avut congresul partidului, că-i văd pe ăștia acum ce se ceartă, ce se bălăcăre și câte ne arată ei pe la, conferințele lor județene pentru alegerea președintelor județeni, da? Că asta au avut acum la primul moment. La noi, domnul Paparete, la congresul Alternativei Drepte, a fost tot în mod transparent. Voturile s-au dat online, dosarele de candidați s-au depus online, toată lumea a putut să vadă dosarul candidatului. Deci, același lucru seara, vă așa? Spun eu că s-a întâmplat și la USR Plus, același lucru s-a întâmplat și la PNL. Da? Păi nu cred, de ce atâta ceartă domnul Paparete? Că eu, de exemplu, vă spun sincer, eu personal, eu și-am și postat la mine pe pagina de socializare, mie la un moment dat îmi venea să-mi retrag candidatura. Pentru că mi se părea că nu am atâta pregătire cum au colegii mei. Da? Ei sunt mai tineri ca mine, așa de vârsta mea, cred că nu suntem decât 5 în Alternativa Dreaptă. Îmi dați voie să vă contrazic? Contraziceți-mă. Și vă și argumentez. Cu argumente, da. Mă uit la dumneavoastră acum, ceea ce spuneți dumneavoastră spuneau bune amici de-ai mei care au fost civici, au fost în stradă și la stânde de sămături pentru fără penal în funcții publice și la oameni noi și la multe proteste la București cu OGU 13 și așa mai departe. Da? Până la urmă au făcut pasul către politică, s-au înscris în USR sau în plus. Da? Și la întrebarea mea, ce o să faceți voi când o să ajungeți la guvernare? Nu, că noi nu o să ne punem oamenii noștri în funcțiile publice, acele deconcentrate. Noi o să scoatem toate posturile la concurs. Că Sigiu o să-l desfințăm într-o lună de zile. Că fără penal deja demarăm. Da. Da? Ei bine, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Da? Am asistat, da? Să văd că un partid nou care acum 2-3 ani de zile spunea cu totul altceva, iar în momentul în care a ajuns la guvernare, a făcut la fel ca și PNL, ca și PSD. Da? Și eu le-am spus de atunci. Și nu m-au crezut, m-au făcut nebun. Mie nu-mi spune domnul Paparete, eu nu vă și fac nebun. Și m-ați face pe mine nebun dacă eu vă spune că în momentul în care ajungeți la putere, la fel faceți. Vă dau scris. Nu, vă dau scris. Eu cel puțin, domnul Paparete, eu vorbesc de persoana mea. Acum eu garantez și pentru colegii mei că i-am cunoscut și am văzut ce pot să facă. Deci mă uit la dumneavoastră și parcă văd... Lăsați emisiunea și o să mai stăm de vorbă. Deci eu vă spun, domnul Paparete, cu certitudine. Au fost la noi... Haideți să vă spun că o să afle și colegii mei acum în premieră. Nici lor nu le-am spus. Înainte de congresul partidului, eu am fost solicitată, eu personal, în alte două partide, da? Cu funcții, ademenită cu funcții la nivel central, ademenită cu nu știu ce. Ei, aflați că am refuzat. Și am spus că niciodată nu mi-aș da demnitatea, domnul Paparete, pentru un beneficiu personal. Aflați că acolo erau beneficii și astea. Niciodată. Și niciodată nu mi-aș fi trădat colegii. Nici nu le-am spus despre acest aspect. Da, poate că a spus în balanță și acel lucru care putea să se întâmple. Da, nu, plecați nu. Din Alternativa Dreaptă, vă ducea și vă înscriați în partidul X, vă punea pe funcția respectivă și după 3-4 luni de zile deja vă pierdați. Dar nu ăsta este scopul meu politic, domnul Paparete. Scopul meu politic este, așa cum știți foarte bine, să schimbăm clasa politică, care este o clasă politică coruptă, care ne-a distrus viețile de 30 de ani. Că sunt politicieni de dreapta, că sunt politicieni de stânga, ăștia nu sunt de niciun fel, domnule. Ei sunt de sânge giratoriu, cum spun vă eu. Vă dau perfectă dreptate. Uitați-vă, îl luăm pe Apostol Ceanu de acolo, îl punem dincolo. Și acum unde e Apostol Ceanu ăsta, incompetentul ăsta și executantul politic al lui Genta? Mare director economic, domnule, la Raten. Cum s-a întâmplat, domnul Paparete, să fie acest incompetent, pentru că asta este un incompetent, l-am cunoscut, să fie pus exact la unitatea de unde a plecat Genta? Dom'le, e așa, cum să vă spun eu, cu stăcoață albă. De ce se ajută așa? Au vrut să facă cumva numai să nu plece de la robinetul cu bani publici. Prin Statele Unite, prin marile democrații, se vorbește de lobby. Da? La noi nu putem să spunem lobby, pentru că politicienii noștri din ziua de astăzi, într-un procent foarte mare, peste 80%, nu știu ce e la lobby. Da? La noi se merge pe varianta românească, troc politic. Îți dau ceva, îmi dai ceva la schimb. Da, domnul Paparete, da, uitați-vă. Plătim, de exemplu, doi viceprimari.
avem administratorul public. Hai să luăm primăria Pitești, că știm mai multe lucruri despre ea, da? Deci plătim administratorul public cu 11.000 de milioane, 100 ceva de milioane salariu, doi viceprimari la fel, care nu știu ce învârte-i pe acolo și ce fac, n-au activitate, nu-i vedem niciunde. Îi vedem făcând o poză. Ne ducem pe teren, vedem că se desfășoară nu știu ce lucrare, dar face și noi o poză și o punem acolo, am fost în vizită. Nu le ieșiți cu fapte concrete, că a trecut aproape un an de zile, așa cum bine spuneți dumneavoastră. Nu s-a mișcat nimic în favoarea cetățenului. Orice politician, domnul Paparese, din punctul meu de vedere, trebuie să plece de aici, domnule, de la ce-i trebuie cetățeanului. Bun, atunci vin eu cu întrebarea. Ce ați făcut dumneavoastră în perioada asta din 27 septembrie 2020 și până acum? Domnul Paparete, în primul rând aș fi făcut curățenie în administrație. Nu, ce ați făcut dumneavoastră acum? Ce am nu făcut eu ca politician? Alegerile pentru funcția de care ați candidat președinte al Consiliului Județean. Da? Ce a făcut Alternativa Dreaptă? A muncit, domnul Paparete, a făcut organizații. Uitați, am făcut congresul. Ne ducem la emisiuni pe acolo, pe unde se poate. Da? Ne străduim să aducem oameni de valoare în alternativă. Pentru că trebuie aduși oameni de elită, domnul Paparete, ca să ne tragă. Să știți că nu e suficient. Nu? Trebuie, dar pentru conducere și pentru a putea dirija pe toată lumea, ne trebuie oameni cu viziune, domnul Paparete, ne trebuie oameni educați. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu sunt de acord, perfect de acord cu dumneavoastră. Dar eu am adus... În clasa politică avem nevoie de oameni care au o coloană vertebrală... Care au caracter. Deci, care au cele trebuie și, în primul rând, mai sus de toate, trebuie să aibă diplomație. Pentru că politicianul din ziua de astăzi nu prea are diplomație. Așa da? Este. Da? Merge la înjurături, merge la bătăi, da. Merge la... Ați văzut ce vocabular de Maidan folosesc de într-o ședință de Consiliu. Reformulez atunci. Haideți, mergem pe partea elaltă. Vă dau eu un exemplu și poate atunci dumneavoastră să înțelegeți cam ce așteptări am eu ca persoană civică. Da? Și această discuție am avut-o și cu politicieni de la USR și cu politicieni de la PNL. Da? Vă dau un singur exemplu. Este vorba despre podul de la Poiana Lacului. Da? Încă din 2014 l-au luat apele, în fine. Nu mai știu, podul, am vorbit și eu despre de atunci campanie. Nu s-a făcut absolut nimic. Eu cunosc în detaliu dosarul de acolo. Treaba primarului din comuna Poiana Lacului, în speță domnul Ion Dumitrache, din 2014-2015, dacă o dată pe trimestru făcea cât un drum la Ministerul Transportului, la CNAIR, la Compania de Drumuri și Poduri și așa mai departe, pentru că porțiunea aia în momentul ăsta încă aparține de RDP București. Culmea că proiectul a dat pe RDP Craiova, iar porțiunea până mai sus de Poiana Lacului aparține de... Știți da. Cum e? Da? Da, așa. Da. De ce vă spun asta? Eu ca civic ce am făcut în ultimele două luni de zile când mi-am propus să fac ceva pentru acest pod de acolo? Am fost inclusiv la Ministrul Transporturilor, am fost la CNAIR, am fost astăzi la RDP Craiova. Da? Acum 3 săptămâni de zile am fost în videoconferință cu cei de la Ministerul Transportului, cu cei de la CNAIR și cu cei de la DRP de Craiova. Faceți munca primarului, da? Domnul Paparete, dumneavoastră. Dar trebuie da. Să facă primarul, domnule. Bun. Acum ați înțeles deci, sensul întrebării mele. Eu l-am înțeles dacă și știu vreți foarte o schimbare, ce... nu trebuie să mergeți numai pe chestia asta că trebuie să ne facem organizații. Foarte bine că vă faceți organizații, dar în momentul în care v-ați făcut organizație, deja aveți un comitet de conducere statutar și așa mai departe, acel comitet de acolo, aceeași organizație, dăm un exemplu, la Moșoaia, la Băbana, că sunteți la Băbana, da, acolo locuiți, da? Păi să participe la ședințele Consiliului Local de acolo, să vină cu soluții la unele probleme care se ridică în Consiliul Local și poate că acei consilieri nu știu sau sunt prin vacanțe din astea de lux. Dumneavoastră vorbiți că de normalitate, așa ar fi normal. Dar să știți că nici nu ai de ce să te duci prin ședințele astea din punctul meu de vedere. Încă eu vă spun așa, am mai spus-o în emisiune, nu e... Când ocupă onorații politicieni funcții, într-o primărie, ei se cred acolo, domnule, stăpâni pe tarlaua lor și te tratează așa cu sictir.
Adică, hai mă, de ce ai venit la mine? Că aici moșa mea 4 ani și asta. Bine, a trebuit să se ridice în picioare când intră un cetățean la el, nu când intră un politician, un cetățean. E cu orice problemă ar trebui să se ridice respectivul oficial în picioare, domnule, să-l trateze cu respect și să-i rezolve problema, cele care se pot rezolva pe loc, cele care nu, să cheme imediat personalul să le dea direct în rezolvare. Domnule, nu spună că vom face, că vom drege, că... Uitați-vă, noi nu ieșim de aici din vom face și vom drege. Vom face peste un an, vom face peste 3 ani, vom face peste 5 ani și așa mai departe. Nu spune nimeni, n-a spus nimeni în anul ăsta, domnul Paparete, domnule, uite, am făcut cu tare lucru. Deci n-am văzut că a spus așa ceva. Doamna Jeanță, cu permisiunea dumneavoastră, o să citesc câteva mesaje. Vă rog. Ca să nu treacă nici subiectele pe care le-am discutat. Mihai Eduard Petcu spune că vaccinarea e un lucru bun. Eu m-am vaccinat și nu am pățit. Eu nu zic că nu e un lucru bun. Așa. Dragoș Ghiță, pe care și dumneavoastră îl cunoașteți, toate partidele politice și cele vechi și cele noi vânează funcții bine plătite la stat sau la companiile administrate de stat. Uite acele, că noi nu vânăm. Da, acele, asta e paradigma așa, dar nu de concentrate, cazul da? Nostru, da. Și vă pune și o întrebare, da? Dar de fapt cred că v-am pus eu. Cum vă recompensați persoanele implicate în susținerea partidului? Nu recompensăm, domnul Paparete. Noi nu mergem pe același mod de lucru care au făcut partidele, pe care l-au aplicat partidele până acum. Este exclus. La noi cine vine să muncească vine din proprie conștiință și vine dintr-o convingere că vrea să schimbe ceva în societate. Nu are ce să caute, de exemplu, eu vă spun, în organizația Argeș, dar așa este la noi în alternativă în toată țara. Nu vine cineva pentru o funcție. Au fost și au venit și m-au întrebat. Dar eu ce primesc? Dar eu ce fac? Au venit, au plecat. Adică răspunsul meu a fost categoric. Dom'le, nu vin pentru că noi nu oferim funcții, iar toate funcțiile care vor fi la un moment dat, dacă noi vom câștiga alegerile la un moment dat, se vor repartiza în funcție de competență. Ca acum, de asta numer lucrurile, domnul Paparete. Pui tu pe fosta nevastă sau pe fostul bărbat sau pe nu știu ce într-o funcție unde el nu are nicio competență profesională. Păi cum să-l trimiți tu pe ăsta în teren, domnule, să-ți rezolve ceva? Da? Externaliză serviciile, că uitați, este așa un șar din banul public. Da. Serviciile sunt externalizate, da, din primărie. Și tot, Dragoș, ne spune că cei care n-au ieșit la vot și rudele lor, apropiații, membrii apropiați ai familiei sau prieteni, nu ies la vot pentru că nu au ce să voteze. Da, este adevărat. Este adevărat. Ăsta este realitatea acum, la momentul ăsta. Deci nu, oamenii nu au avut. Iar noi nici nu ne-am putut face foarte bine cunoscut noi ca alternativă, că Dragoș știe că și el a conversat cu noi și asta. Acum revenim la întrebarea mea de mai devreme. Cum să afle de dumneavoastră cetățeanul și să vină un număr cât mai mare să înscrie în alternativa dreaptă dacă dumneavoastră ca partid nu mergeți în ședințele de Consiliu Local sau nu veniți, nu mergeți cu propuneri, cu soluții pentru rezolvarea unor probleme? Mergem pe teren, domnul Paparete, eu. Păi, cel puțin în Argeșul, să știți că am bătut Argeșul de la alegeri în coadă, 11.000 de ori prin toate localitățile. Ați depistat vreo problemă și v-a dus probleme, cu... Destule probleme, dar nu le bagă nimeni în seamă. Uite, vă spun problema mea personală, de exemplu. Drum, județean Piteri Păbana. Dom'le, atâta incompetență și atâta nepăsare, n-am să văd. S-au apucat să repare niște gropi. Le-au umplut prima dată cu nisip, apoi cu pietre, apoi cu bolovani. Apoi au pus acolo un bitum, da? S-au dus acolo, au făcut poze. Vicepreședintele de la Consiliul Județean, cu madame directoarea de la regia de drumuri și poduri, care e de o viață acolo. Iar infrastructura în tot județul este... dezastru, nu numai la mine acolo. Și domnule, nici măcar n-au terminat reparația asta pe toți cei 15 kilometri. Domnule, nu se poate așa ceva. Păi, doamna, eu era să fac un accident zilele trecute. Păi, dar dumneavoastră știți câți kilometri de drum județean sunt în județul Argeș? Da, 1200 de kilometri, ce mare lucru. Hai, domnule, dați-i. Neasfaltați. A, neasfaltați, sunt destui. Păi, vă spun eu, sunt o groază. Păi, de ce nu le-au făcut, domnul Paparete? Sunt peste 300 de kilometri de drumuri județene în județul Argeș neasfaltat. De ce nu le-au făcut? Nu au fost bani. Nu se poate, domnul Paparete. Domnule, dar pentru salarii au fost? Păi, vă spun eu, au fost bani pentru salarii, au fost bani pentru cursuri de calificare la munte, la mare, pentru tot personalul Consiliului Județean.
Și da, poate bine, domnul Manu ce a făcut și se pare că și domnul Mânzână face cam același lucru. Da, dar puțină onoare, așa, domnule, la politicieni, n-au ei pe unde să cumpere, domnule, să vină că le dau eu gratis din bagajul meu. Nu se poate, domnul Paparete, să mărești salariile. Păi am auzit că la primăria Pitești a spus domnul primar că, și domnule, a mărit salariul, fiindcă noi suntem așa, de mărimea celeilalte primării de acolo, care acea primărie are nu știu salarii. Domnule, nu astea. Ce criteriu de competență ai tu în administrația locală Pitești? Ce au produs salariații ăștia ca să le mărești tu salariul? Și e salariații, domnule, după ce au făcut astea și l-au luat presa... Care mai e așa presă obiectivă sau da, care da, cânte da, la comandă? Iar revenim la aceeași chestie. Parcă-i aud pe cei de la USR Plus. Nu mă comparați cu domnul Paparete, că eu sunt așa un specimen mai aparte. Dumnezeu, la vârsta mea, eu dar nu vânesc și ei spună același lucru, păi domnul da, dar depinde de caracterul fiecăruia, bun, domnul haideți Paparete. Să vă dau un alt exemplu. Da, aveți o persoană foarte apropiată care se implică foarte mult într-o campanie, da? Pusă numărul 2 după dumneavoastră, spre exemplu, așa. Dumneavoastră candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean și, sau, haideți să dăm da, un puțin mai de jos, da, că am avut candidatul ăla. Și nu, persoana respectivă nu obține postul de consilier, da? Dumneavoastră în calitate de președinte al Consiliului Județean sau de primar, să zicem, da, una din astea două funcții, aveți posibilitatea, da? Să facem niște numiri, niște funcții. Pentru că există o organigramă. Există, da? Știu ce spune, vorbiți, că am studiat la, ce înseamnă administrație. La partidul ăla funcțiile astea, la partidul ăla aplică funcție de număr de voturi. Nu puneți persoana aia care a fost după dumneavoastră și care dacă s-a implicat. Dacă nu e competentă, nu. Și... Uite, faceți să fugă oamenii de mine. Vă spun cu subiect și predicat un papare. Dacă nu e competentă, nu. Dar l-ați folosit în campanie, nu? Nu. Nu-l folosesc. În campanie păi eu bun, am muncit mai mult decât... înseamnă că este o persoană competentă dacă o folosiți în campanie, da? Când încep campania, domnul Paparete, trebuie să le spui oamenilor verde în față. Nu trebuie să faci jocuri cum au făcut și cum am auzit pe la alte partide că i-au mumit pe oameni. Domnule, vino că te pun la numărul cu tare pe lista de consilieri. Domnule, vino că nu știu ce să faci. Eu nu vorbesc domnule, că, de pus. Eu vorbesc așa, de o funcție... Îți dau o funcție, nu știu cum, dar ajută-mă în campanie și asta nu, domnule. Dumneavoastră ieșiți președinte al Consiliului Județean sau primar la Băbana, da? Și aveți dreptul să numiți un consilier personal. Și îl pun unul competent, domnule, și dacă nu e de la mine din partid unul competent, îl iau din alt partid. Dar n-aș vrea niciodată un viceprimar sau, nu știu, un director de deconcentrată, doar pentru că a muncit el în campania electorală. Nu vă dați seama că în momentul ăla un sfert din membrii de partid pleacă? Eu nu cred că pleacă. Acum depinde ce primești în partid, domnul Paparete. Hai să vă spun. Deci, la mine când vin, eu stau cu ei de vorbă de 5, 6, 7 ori, 10 ori, până când le dau să semneze o adeziune. Puteți să vă spun că am luat... un coleg foarte bun a venit către Alternativă și cred că îl știți, pe Silviu Mihăilescu, a fost director de producție la apă canal vreo 10 ani, apoi a fost director la unitatea de apă de pe toată rața județului Argeș, la Consiliul Județean. Mi-ar plăcea, dacă și dumneavoastră, mi-ar plăcea să am și o discuție. Cu drag o să vină la dumneavoastră în emisiune, îl anunțăm când și o să vină cu drag și o să fiți surprins. Cât de realist și cât de sincer poate să fie și cu ce probleme se confruntă județul Argeș pe partea de apă. Și aici, pe partea de apă, cunosc foarte bine cel puțin problema de la exact Poiana Lacului, exact, dar să vedeți și Silviu ce probleme a întâmplat. Da. Deci eu le știu foarte, am discutat cu el, domnul Paparete, de foarte multe ori și până l-am convins, numai sinceritatea mea, să știți că așa punea și el întrebări, cum puneți dumneavoastră. Doamne, dar dacă vin aici, domnule, nu se poate. Uite, eu asta consider că e o problemă foarte importantă, apa. Fiindcă ce a făcut domnul Paparete? Au dat așa multe autorizații de construcție a hotice, domnule, au construit în ultimii ăștia 30 de ani pe ultima potecă de pământ, domnule, dar infrastructura de utilități este aceeași. Nu o să mai dureze mult, vă spun. Și o să pămânească de nu o să facă față la... N-ai cum să rezolvi problemele astea la un moment dat decât cu un specialist în domeniu. Ei, Silviu Mihăilescu este un mare specialist și dacă se uită la emisiune, îi mulțumesc încă o dată că a acceptat să vină alături de mine. Ziceți că ați avut alegerile la nivelul județean, nu? Am avut alegeri la nivel județean, am avut congresul partidului, da?
tot copreședinți aveți la Alternativa Dreaptă? Noi suntem un pic diferiți, domnul Paparete, de alții, da? Nu am pus nu știu câți vicepreședinți ca să mulțumim pe toată lumea încât așa, da? Știți pe Adela Mârza, este președintele Partidului Alternativa Dreaptă. Deci o singură persoană. O singură persoană, da? Este Valentin Alexandru, președinte executiv. Este domnul Vasile Șomla, președintele Comitetului Reprezentanților Naționali. Apoi avem un vicepreședinte pe resurse umane și un vicepreședinte pe PR. Un coleg este pe probleme de etică, da? Și suntem 5 membri în birou executiv național. Astea sunt funcțiile noastre. Și nu suntem... Să înțeleg că și dumneavoastră faceți parte din acel birou Da, să aveți așa în fața dumneavoastră și un reprezentant la nivel național al Alternativei Drepte. Decizia le-a aparținut colegilor mei. Am obținut și un număr foarte mare de voturi, surprinzător de mare, în condițiile în care noi, domnul Paparete, ne știu numai din documente, din dosarele depuse, fiindcă știți foarte bine, an pandemic, stat în casă, a venit campania, o lună de zile, n-am avut timp mai de nimic, fiecare pe bucățica lui acolo și-a făcut treaba. Da? Și de asta vă spuneam, la noi a fost așa o armonie totală la alegeri. Nimeni nu s-a certat cu nimeni, nimeni n-a rămas supărat, nimeni, nu știu cum să vă spun, chiar eu cel puțin văzând ce se întâmplă pe scena politică, am fost foarte, foarte încântată de cum s-au desfășurat lucrurile. La nivelul județului Argeș, a venit acum o întrebare, câte filiale aveți și câți membri? La nivelul județului Argeș am la momentul acesta 1237 de membri, da? Și am 49 de filiale. 49 de filiale? Da. Deci în 49 de localități, da? Da. Acum revin iar la întrebarea anterioară. La câte ședințe de Consiliu Local au participat colegii dumneavoastră în teritoriu? Domnul Paparete, nu se duc, domnule, la ședințele de Consiliu Local, una că acum a fost și vacanță și astea și noi de-abia suntem în organizare. Trebuie să vă spun, eu sunt eu dezamăgită de ce se întâmplă în ședințele astea de Consiliu Locale. Considerăm că și dacă ne-am duce, nu ne-ar asculta nimeni. Eu am fost personal în ședința de Consiliu Local la Pitești și mie personal... Domnul Gentea mi-a dat așa o palmă peste față și eu n-am întors și celălalt obraz, i-am spus în față că minte și m-am întors pe călcâie și am plecat. Deci nu poți să te duci, domnul Paparete, să stai de vorbă, domnule, cu oameni care nu vor să vorbească vorba, știți dumneavoastră, cu ei. Nu vor oamenii să vorbească. Deci, cum să-i spui problemele unor oameni care au creat problemele și nu în stare de 30 de ani să le rezolve, domnule? Credeți dumneavoastră că avem succes? De când numai singura șansă este la alegeri să schimbăm prin votul nostru, să-i schimbăm, adică altfel nu. Cum să-i facem să înțeleagă că trebuie să muncească pentru banii care îi primesc drept salariu? Cum îi facem, domnul Paparete? Dacă duminica viitoare ar fi alegeri, ați avea vreun UAT din Argeș la care ați câștiga primăria? Cred că da, cred că mai multe. Dați-mi câteva idei. Cred mai multe. Păi, în primul rând, eu îmi propun să câștig primăria Pitești. Păi nu ce vă propuneți? Îmi propun și o câștig, domnule, că acum și dumneavoastră cum e cu câștigul ăsta, că o să zic oamenii, uite, domnule, ce visează. Știți cum e, domnul Paparete? Se vor câștiga alegerile numai în momentul când lumea va reacționa. Când vor ieși la vot cetățenii, când vor înțelege, sănătate, când vor înțelege că drepturile și libertățile lor sunt încălcate de 30 de ani, când vor înțelege că banii publici sunt banii lor din taxe și din impozite, sunt banii din munca lor, iar funcționarii iau acești bani și îi duc la ei acasă și nu fac nimic de banii respectivi, da? Când vor înțelege lucrurile astea, ori să iasă, domnule. Nu știu dacă mai apuc eu timpul la asta. La nivelul municipiului Pitești, câți membri aveți? Destul de mult, domnul Paparete. Am și organizație de tineret, am și organizație de seniori. E cea mai bună organizație. Așa, cu aproximație un număr. Ca să-mi fac o idee. Cred că mai
Puțin peste 500. Puțin. 500? Cam. Păi, fiecare persoană ar aduce 3 voturi, ar fi 1500. 1500... Lăsați, că nu e chiar așa. Păi nu, nu matematica așa. Pentru mine e o știință exactă. Nu e relativă ca dragostea. E o vorba mea învățată de la bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, și noi să știți foarte bine. Cam așa stau lucrurile, pentru că nu te poți baza pe cei care nu vin la vot. Nu ne bazăm și ca să vină la vot, exact ce vă spuneam eu puțin mai devreme, va trebui să aveți o activitate intensă. Pentru că dacă nu aveți activitate intensă în acești 3 ani de zile cât au mai rămas până în 2024, când vom avea 4 tururi de scrutin, vă spun că o să aveți un eșec. Da? Pentru că ca să-i convingeți pe acele persoane care încă nu merg la vot pentru că nu au cu cine să voteze, va trebui să-i convingeți în acești 3 ani de zile că meritați votul lor. Eu despre asta vorbesc. Deci tu, domn Papa, noi am tot dezbătut și noi am trebuit să sunteți foarte realist. Iar eu sunt la fel de realistă, știți foarte bine, că nu visez cai verzi pe pereți. Problema este că oamenii trebuie să conștientizeze și să-și ceară drepturile și să nu se mai lase cumpărați și să nu se mai lase mințiți, să nu se mai lase furați. Acum nu știu câți dintre oamenii care nu au ieșit la vot se duc la ei la serviciu, da? Și nu fac nimic și cineva le dă salarii, da? Cum primesc cei din aparatul administrativ. Nu știu. Eu, de exemplu, aș fi tăiat, domnul Paparete, salariile, domnule, în primul rând. Deci aș fi făcut curățenie și aș fi tăiat salariile. Aș fi dat oamenilor o speranță că acolo a venit un politician care, într-adevăr, va face ceva pentru ei. Da. Eu Doamna am sperat ca ăștia care Doamna sunt Agență, acum să fi nu înțeles. Nu m-ați convinge să vin să vă votez dacă dumneavoastră ați tăiat salariile. Dumne, trebuie să tăiate, domn Paparete. Țara este într-un mare impas, domnule. Nu. Ba da. Nu. Haideți să vă spun. Salariile pot fi mult mai mari decât sunt acum, dar să fie pe performanță. Se vor putea mări... Exact așa, pe bază de performanță, de competență. Dacă tu nu ai făcut nimic timp de 30 de ani și îți mărești salariul, păi să ajungi tu primar să ai salariul ca președintele de țară, domnul Paparete. Domnule, cum să nu-l dai? Și nu știu cum, și să ai niciun comportament, să nu ai măcar un comportament, domnule, de respect față de mine, cetățeanul care dau taxe și impozite pentru salariul tău, să mă trateze așa cu sictir când vin la tine cu o problemă? Păi vă dați seama, dar cum nu m-a tratat așa domnul Gentea? Cum se comportă cu ceilalți? Uite, se comportă în felul următor, că dacă cineva scrie urât despre el, îl cheamă la raport. Da? Nu știu, cum dacă e chiar așa. Păi da, uite, am citit eu pe o rețea de socializare că ai chemat un ziarist la raport. Și nici măcar nu l-a primit dânsul, l-au primit niște coleșii. L-au atenționat de ce a scris. Aș vrea și eu să mă cheme, dar vă spun... Dar eu nu vorbesc din auzit, eu vorbesc ce mi s-a întâmplat mie. Deci cu mine, domnul Gentea a avut o atitudine de, să nu zic neam prost, știți? Nume de om educat nu a avut, să știți, sub nicio formă. Înseamnă că l-a supărat dumneavoastră cu ceva. Eu nu l-am supărat cu nimic, dar eu nici nu vorbisem cu dânsul, domnul Paparete. Deci eu nu am socializat cu acest om, nu m-am văzut cu el față în față, da? Nici măcar în campanie nu m-am întâlnit cu el, că nu era, n-aveam același... Nu mi-aș permis niciodată că m-a acuzat de față cu toți directorii lui de servicii, da? Că eu m-am dus în audiență, domnule, nu m-am dus să-mi deschidă cineva ușa, că pe urmă să râdă de mine cum mai râdă doi directori, că au venit ea ca niște pisuri la el. Eu m-am dus ca orice cetățean normal să-i demonstrez cu documente că la serviciul de investiții al primăriei sunt 1001 de nereguli, domnule. Și a fost atât de impertinent să-mi spună că am vorbit în numele lui cu cei de la serviciile de investiții. Ea crezi că n-am vorbit. Și n-aș fi permis să-mi dea mie peste nas dacă n-avea dreptate. Da, cineva, băleitarul, o să-l spune că dacă dați câte 100 de lei ca la vaccinare, poate vin oamenii la vot. Păi despre asta vorbim, domnule, despre nesimțirea politică care nu mai are limite. Le dăm mici să se vaccineze, le dăm 100 de mici. Vă rog să o întrebați pe invitat ca dumneavoastră ce fel de probleme ați identificat la nivel local
și un exemplu concret și o soluție alternativă dreptă la cel puțin una din problemele identificate. Probabil se referă la partea când a spus că ați bătut în lușinat județul Argeș. Păi cea mai gravă problemă este asta cu infrastructura, domnul Paparete. Dar a doua mare problemă gravă, din punctul meu de vedere, este aceasta, domnule, cu taxele și impozitele. Ați văzut că toți cetățenii se duc, seniorii comunităților se duc, dragii de ei, atunci imediat la început de an să beneficieze de acele reduceri și așa. Au trenul la dispoziție. Da, dar ați văzut ce închesuiale sunt și ați văzut cum s-au înfric. Sunt conștienți, sunt responsabili. Bun, eu ca administrație publică aș veni în ajutorul lor, domne, și aș scoate funcționarii din birouri și aș împărți, domne, comunitatea pe sectoare și aș trimite funcționarii la ușa oamenilor. Să se ducă ei să ia banii, domne, că îi folosesc ei pe salarii și pe, la servicii prea multe nu întorc către cetățeni. Deci aș rezolva cumva umilința asta a cetățenilor. Vedeți, suntem în anul 2021, există posibilitatea, eu am ani buni, peste 10 ani, de când nu mai plătesc nimic, cash totul online. Lăsați că nu toți oamenii știu să folosească tehnica asta modernă. Dar au copii. Copii au treburile lor, dumne, dar de ce? De ce să împovărăm noi cetățenii? Când noi avem atâția salariați, domnul Paparete. Pe taxe și impozite la primăria Pitești, dacă vă uitați pe organigramă, sunt undeva puțin peste 10 persoane. Da? Păi, dacă vezi că nu merge serviciul, domnule, faci? Ce faci cu reorganizează-l. 10, ce faci cu 10 persoane dacă le trimiți în teritoriul la Pitești? A, puteați foarte frumos să ziceți așa, da, bă, facem o investiție, vă spun cum aș vedea eu lucrurile, da? Aș face o investiție de infrastructură ca lumea pe municipiul Pitești, da? Ei sunt oricum și aș lega toate asociațiile de proprietari, le-aș lega pe ăsta și aș da posibilitatea atunci când vine să plătească întreținerea, să poată să plătească... Uite, altă soluție. Foarte bine, și asta e o soluție bună. Pentru că dar trebuie să gândim, în viitor, da? Bun. Tehnologia ne oferă atât de mult încât... Ne oferă, domnul Paparete, dar oamenii... Resursa umană trebuie să o reducem cât mai mult și să o reducem. Pe administrator nu ai cum să dar să organizăm cum l-au eliminat. Uite, l-au eliminat, de exemplu, uitați cu taxa asta de gunoi, iar a făcut așa o mare nebunie, domnule. Pe cum au calculat ei, domnul Paparete, 7 persoane, domnule, fix 7 persoane. Știi, eu am prieteni de-ai mei care au primit acasă, da, să plătească pentru 7 persoane și ei au erau 1, 2, 3, nu știu. De zile în care se depune cererea. Domnule, eu nu vreau să acoperim greșelile, domnule. Domnule, ai greșit, îți recunoști greșeala, că nu e nimeni perfect. Și la mine, și rezolv-o. Spun, au fost persoane care s-au trezit tot așa 7 persoane și administratorul de bloc a fost personal pe la fiecare ușă care nu i-a găsit acasă, le-a pus în cutia poștală documentul care trebuia să-l depună la primărie. Că nu s-a dus, e problema... Dom'le, dar de ce să fac eu treaba primăriei, eu administrator? Dom'le, dar de ce ai greșit? Ai dat afară funcționarul la care i-a fătamintea așa de prost? Nu l-ai dat afară. Ai dat afară funcționarul pentru care primăria Pitești a fost... a avut conturile blocate și a fost executată cu 123 de miliarde? Nu l-ai dat funcționarul, e tot păi, acolo. Unul dintre este Ionică, da? Cornel Ionică, păi, postul primar. Și-l ții acolo. Da? Între care viceprimarul, care acum e director la... Bun. Păi despre asta vorbim, vorbim despre responsabilitate și vorbim despre schimbarea mentalității omului care vrea să facă politică, domnule. Că trebuie să faci politică, dar te gândești de ce vreau, domnule, să ajung acolo? Să am eu o funcție și să-mi pun toate neamurile în funcții? Domnule, mă duc acolo că îmi place să muncesc pentru alții. Dacă nu-ți place să muncești pentru ei, nu te duci. Acela Costel... Aș spune, prin mesaj, așa vorbeau și useriștii, peneliștii. Așa zice și domnul Paparete, dar eu vă spun că eu nu sunt nici USR, nici PNL. Și dacă vroiam domnul Paparete, domnule, m-a avut oferte să mă duc. Nu m-am dus. Se insistă pe să spuneți o problemă pe care ați depistat-o în teren și ce spune? Păi cea mai mare problemă, v-am spus, este asta cu taxele, deci aș reduce chinul oamenilor să nu-i mai văd, că nebunesc când îi văd. Eu, trecând în centru, zi de zi, vedeam acolo, domne. Așa mă durea sufletul când îi vedeam pe ploaie, pe lapoviță și toate astea. Deci aș reorganiza bine, cumva urmă, să ușurez chinul omului. Să ne gândim, pentru că ei aleg să duc în primele zile ale anului. Da, domnule, Paparete, trenează de zeci de ani, domnule, situația asta. Nu e de datoria mea să o rezolv? Ei pot aștepta și luna februarie, chiar și martie,
și pot merge să plătească. Da? Sau primăria ar fi putut face ceva de genul, da, bă, pentru persoanele, vorbesc de proprietari, da? Peste pensionarii, hai să luăm clasa, bă, da, pensionar, că ești pensionar la 49 de ani, că ești pensionar la 65 de ani, nu mai contează, da? Pentru pensionari, da? Facem așa, în zilele de luni plătesc litera A și B, în zile de marți... Noi ce vorbim, gândim, domnule. Deci noi gândim. Eu asta vreau de la un politic, să gândească, domnule, pentru cetățean. Mai să gândească ce rude își pune în administrație, să nu se mai gândească cum își mărește salariul, nu se mai gândească cum pleacă la nu știu ce cursuri, pe 11.000 de milioane, pe la munte, pe la mare. Deci despre asta v-ați vorbim. V-ați dus cu soluția dumneavoastră la primărie să o puneți pe masă, să o analizeze? Dom'le, așa după ciocnirea asta cu primarul needucat, îi spun eu că din punctul meu de vedere nu poate să-mi spună mie că este educat. Păi ce s-a întâmplat? Haideți să... Păi i-am mai spus, vreau să mă duc să-i, cu documentele, cu dosarele pe masă, îi spun, uitați domnul primar ce mi s-a întâmplat mie ca și constructor cu serviciul dumneavoastră de investiții. Adevărat că nu era pe vremea lui, dar și el era acolo consilier. Uitați, luați în calcul să nu se mai întâmple, domnule, și altuia ce mi s-a întâmplat mie. Asta nu e în regulă. Deci cu documente, da? M-am dus câte dosare. Am intrat în sala de unde avea audiența și s-a uitat așa la mine. Și a rămas ca jos, zice, mă cunoașteți? V-ați dus la serviciu de investiții, ați vorbit cu un ton de ăsta așa de... Și mă uitat așa, prima dată am zis, domnule, are o zi proastă, lasă-l. Domnul primar, sigur că vă cunoștiu cine sunteți. A tras așa cu un nervos de mască, da, sunt de mască jos. Poate nu mă cunoașteți. Și eu și așa, nu prea por mască, am dat mască, bine că mi-ați dat masca. Ia vedeți dumneavoastră, mă cunoașteți pe mine? Sigur că vă cunosc, i-am spus, eu vă cunosc pe dumneavoastră. Și zice, da, da, m-ați văzut la televizor. Ați venit la serviciu de investiții, ați vorbit în numele meu, ați făcut, ați trebuit. Domnule, parcă era o țață de aia și de la țară. Domnule, stați puțin că nu e așa. Aduc tot serviciul, aduceți-l domnule aici, acum. Avea acolo ceva de investiții, a întrebat-o. Dacă am fost eu, n-am dat de un an de zile pe la serviciul. N-am de ce, eu nu lucrez pe banii mei la stat, că n-am de ce. Femeia a spus că nu m-am dus, n-am avut ce să facă. Dar pe același ton, arogant și plin, a zis, și acum spuneți-mi de ce ați venit. Tu, frate, domnule, pentru că nu-mi convine că mințiți, pentru că mințiți, domnule primar. Hei, toți directorii ăștia de servicii sunt eu așa. Nu știu cum creează ăștia acolo în primărie, domnule. Pe până nu am schimbat mentalitatea asta, domnul Paparete, că un șef de instituție nu este un stăpân al celorlalți, domnule, sau stăpânul instituției. Nu se pare normal să mă asculte cu respect și să întrebe, da, ia, cu ce ați venit? Despre ce este vorba? Păi și cum s-a întâmplat? Păi chiar dacă, hai să găsim o soluție de rezolvare. Sau dacă nu găsim, hai să chem șefa de la investiții, hai să chem directorul de la investiții, care spunea, da, se întâmplă lucrurile astea. Dacă vreți să vă mențineți pe piață, domnule, nu vreau să mă mențin pe piață, să vin să fiți voi incompetenți și o să am de suferit eu, ca și constructor. Dar de ce să vin să fac lucrurile astea? Numai din punctul ăsta de vedere trebuia să gândească domnul Paparete că eu nu mă duceam acolo la el ca un pisoi, cum a ieșit în spațiu public și a spus de niște directori. Numai așa putea să-mi dea el mie o lecție, dacă m-aș fi dus la el cu căciul la mână și aș fi zis, știți, domnul primar, am venit cu miloagă la dumneavoastră, eu vreau să lucrez. Eu n-am făcut lucrul ăsta, domnul Paparete. Nu să-mi e în caracter. Știți? Și atunci cum să mă duc eu să-i spun, domnule, uitați, eu am soluție la asta. Pe cine te ascultă, domnul Paparete? Are N lucrări, ca a zis telespectatorul dumneavoastră, ce aș face eu? Domnule, aș da afară firmele de casă, de partid, care nu-și fac treaba, domnule. Deci 11.000 de lucrări au ieșit la suprafață că sunt prost executate. N-am auzit pe domnul primar că a dat afară vreo firmă, domnule, care ți-l iau contractul sau că nu le mai primește la licitații. Nu l-am auzit să facă lucrul ăsta. Păi până nu-mi avea transparență la lucrările respective, nu o să se facă lucrări, domnul Paparete. Că o să se aștepte și o să se prelungească termene. Așteptăm să termine firma X, firma Y, lucrarea, ca să poată tot ea să ia cont și așa mai departe. Da? Deci sunt multe lucruri de rezolvat și există oameni competenți, domnule.
Și în fiecare partid, domnul Paparete, sunt oameni. Eu cred că sunt singurul politician care spune lucrul ăsta. Fiecare noua, partid are noua, oameni. În noua configurație alternativă Dreapta Filială Argeș, aveți, eu știu, un program, un proiect de program cu care să veniți în fața celor sau îl păstrați cum au fost și de la USR sau de la PNL? Nu, în campanie atunci îl dăm publicitate. Îl scot la, acolo. Domnul Paparete, o să păstrez foarte multe din punctele care le-am avut eu în campania electorală din prim, sunt foarte bune. Ele pornesc de la cetățean și nevoile cetățeanului. Cetățeanul este în atenția mea ca și cetățean politician, că eu așa știți când mai zic de unul și de altul pe pagina de socializare, știți mai cum sunt conturile astea false, da? Sunt postați ăștia de servicii și aflați că nu se potolesc și ei tot atacă și tot te jignesc și tot... Dar acum eu țin la ele, le mai dau și-o peste bot câteodată când mă enervez. Dar deci trebuie plecat. De la a face lucruri bune, de a munci pentru comunitate. Dom'le, dacă vrei să ai o funcție publică, altfel eu vă spun, nu ai ce să cauți acolo. Indiferent ce funcție vrei, fie și una de femeie de serviciu, dacă vreau. Deci trebuie să-mi placă, domnul Paparete, să dau cu mătura, domnule, dacă știi vreau. Știi ce mi-ar plăcea, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, cu dumneavoastră știu că putem să ne lungim și la... Dar se plictisesc cei care se uită și mai bine să le facem așa mai secvențial. Mi-ar plăcea să am aici... mai mulți invitați de la dumneavoastră pe rând așa din chemați-ne, Alternativa Dreaptă. Chemați-ne, domnul Paparete, că vi-i trimit, sigur. Și la final să facem să o concluzie generală. Să vă rechem pe dumneavoastră și atunci da. Cu siguranță îmi vor veni mie foarte multe întrebări stând de vorbă cu fiecare în parte. De acord. Atât de sex feminin ca să genul da, feminin. Da, vă aduc pe vicepreședinta mea care este profesoară de istorie, o tânără foarte, foarte competentă. Și care a făcut așa, a și, creat valul de admirație, vă spun, la conferința județeană. Și din teritoriul chiar da? Așa de la, adică 3-4 persoane, da, care... Toți din birou județean o să vi aduc pe rând, maestră, să faceți emisiuni, că noi suntem dispuși să venim. Păi, nu e o problemă, stabilim nu... o zi de, eu știu, o zi de joi și în fiecare joi... Domnul Paparete, vă mulțumim și da, ne-ați face și nouă un mare favor. Așa i-ați cunoaște și pe colegii mei și atunci mi-ați dat dreptate că eu i-am selectat cu mare grijă. Fiindcă da, au venit și la mine oportunii. Că vreau să mă conving, nu? Nu, dar... Eu încerc, scuze, dumneavoastră mă cunoașteți pe mine foarte, foarte bine. Adică eu... Da, și știu că nu spuneți prostii, le spuneți da, pe nume, da? Și eu fac la fel. Pe nume, pentru că... Noi ne-am mai și ciufulit, ne-am așa, da. Nu am ce pierde, nu am ce câștiga, eu spun lucrurile pe nume, asta... Așa și trebuie. Da. Bine, doamna Janță, atunci aștept... Deci primul invitat o să fie Silviu. Săptămâna viitoare atunci, da? Că el are multe lucruri de spus și asta și că tot ne întreba un lucru și o problemă foarte gravă, domnul Paparete, este aceasta a infrastructurii de utilități, care nu va mai rezista mult. Chiar m-ar plăcea, pentru că dumnealui, dacă a lucrat în domeniul salape, chiar aș vrea să-l întreb ce soluții ar găsi pe, eu știu, pe la Poiana Locului, soluții, pe la Băiculești, da? Pe unde eu am fost și am încercat, am vorbit de la prefect până de la consilier local, primar, Consiliul Județean, prefect și așa mai departe. Eu pe fiecare sector al vieții, domnul Paparete, am adus în alternativă și mai am niște sectoare pe care nu le-am acoperit, dar o să le acopăr în cel mai scurt timp, numai cu specialiști și cu oameni integri, cu oameni cu demnitate care vor să facă treabă. Nu vin doar pentru funcție. Știți? Că asta trebuie schimbat cumva pe scena politică. Favoritismul ăsta și... servilismul trebuie să dispară cumva, trebuie să fie și pe scena politică, domnul Paparete, tot oameni competenți. Că altfel, nu știu, eu cred că nu mai apuc să văd o schimbare, știți? Că sunt destul de, așa zicea, un ajutor de-al clasei politice care e la putere. Dacă altceva n-au ce să fie ăștia care te tot adagă, știți? Ce vreau eu la vârsta mea? Să stau în banca mea. Ei, eu am stat, domnul Paparete, în bancă, i-am spus și lui la timpul potrivit. Uite, acum nu vreau, vreau să nu plec pe lumea asta și să las lucrurile astea așa de încurcate. Vreau să văd niște oameni în funcții publice devotați cetățenilor, domnule. Pentru că cetățenii plătesc. Și numai pentru faptul că cetățenii își rup din puținul lor
să le dea lor salariile, dumneavoastră trebuie să ne acorde respectul cuvenit. Nu sunteți de părere? Da, rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Eu rămân tot la... Nu. N-aveți cum că mă cunoașteți. La părerea mea, pentru că... N-aveți cum că mă cunoașteți și dumneavoastră pe mine. Păi da, în comparație cu dumneavoastră am cunoscut alte persoane care mi-au fost mult mai apropiate și cu care am fost în stradă și în... ianuarie, după 31 ianuarie și în februarie și am fost gazați, am fost bătuți, am fost săltați cu dubele. Acum sunt politicieni, unii dintre ei sunt chiar parlamentari. Da? Sunt în Parlamentul României. Și nu vă mai cunosc acum, clar. Nu că nu mă cunosc. Cu mulți dintre ei am avut o discuție destul de aprinsă chiar pe 10 august în Piața Victoriei. Pentru că eu nu concep, adică ajungi acolo, pleci de jos și ajungi acolo și să nu faci nimic. Eu înțeleg că, na, coaliția asta, avem UDMR-ul ăla care, în fine, probabil o să discutăm mai multe la o următoare emisiune. Venim tot la caracterul omului, domnul Paparete. Tu nu trebuie să se schimbi în funcție de ce oportunități ai tu personal. Da? Oportunitățile astea personale trebuie scoase, domnul Paparete, trebuie scoase din viața politică. E adevărat că mulți s-au dus pentru funcții, pentru rude de angajare, pentru asta. Dom'le, trebuie să încetăm cu asta, că au trecut deja prea mulți ani și nici nu mai trebuie să ne legăm așa toată ziua, bună ziua de astea. Dar uitați-vă că a trecut un an de zile și nimeni n-a lucrat pe sectorul ăsta. Deci nimeni, nici la Consiliul Județean, nici la primărie, nici la o primărie de comună, nici mai mult s-au suplimentat locurile de funcționari. Mă credeți? Da. Bun, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc frumos seara pentru invitație. Dragilor, ne vedem luni la emisiunea Sport și încet, încet ne apropiem de luna septembrie și o să începem acest gen de emisiuni la care o să invit politicieni în funcții publice, politicieni care în 2024 se vor prezenta în fața dumneavoastră la cele 4 tururi de scrutin pe care o să le avem. Persoane civice și tot așa, pentru că eu consider că cetățeanul are nevoie de informație și cred că numai așa puteți să vă faceți o idee și atunci să nu mai veniți cu mica aia scuză că nu aveți pe cine vota. Seară bună tuturor! Numai bine! La revedere!